Hei, salut! Anul acesta, Antarctica a înregistrat temperatura cea mai caldă, cu o valoare de 18,3 grade Celsius. Un nou record stabilit la scurt timp după recordul anterior de 17,5 grade Celsius din martie 2015 este un semn că încălzirea în Antarctica este mult mai rapidă decât media globală. Conform stației de cercetare din Argentina, Antarctica și-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istoria sa. Această știre, realizată la Esperanța, în vârful nordic al peninsulei continentului, bate recordul anterior al Antarcticii de 17,5 grade Celsius, stabilit în martie 2015. Peninsula Antarctica, zona care se îndreaptă spre America de Sud, este unul dintre cele mai rapide locuri de încălzire de pe Pământ, încălzindu-se cu aproape 3 grade Celsius în ultimii 50 de ani, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. Profesorul James Renwick, un om de știință climatică la Universitatea Victoria din Wellington, a fost membru al unui comitet ad hoc al Organizației Meteorologice Mondiale care a verificat înregistrările anterioare din Antarctica. Acesta a spus publicației The Guardian Australia că este probabil ca comitetul să fie reunit pentru a verifica noua înregistrare. Este impresionant, deoarece au trecut doar 5 ani de la înregistrarea anterioară și aceasta este cu un grad mai mare. Este un semn al încălzirii care s-a petrecut acolo, care este mult mai rapid decât media globală. Renwick a declarat că temperaturile mai ridicate din regiune tind să coincidă cu vânturile puternice din nord-vest, care se deplasează pe versanții munților, o caracteristică a modelelor meteo din jurul stației de cercetare din ultimele zile. Acesta a spus că există modele meteorologice complexe în zonă, dar fost probabil o combinație de variabilitate naturală și încălzire de fond cauzată de creșterea nivelului de gaze cu efect de seră în atmosferă. El a mai spus că motivul pentru care peninsula se încălzește mai repede decât alte locuri este o combinație de variații naturale și semnale de încălzire. Neril Abram, un om de știință climatică la Universitatea Națională Australiană, a efectuat cercetări la insula James Ross din vârful nordic al peninsulei. Aceasta spune că această zonă se încălzește foarte repede, adăugând că ocazional poate fi suficient de cald pentru a purta doar un tricou. Cercetările anterioare din 2012 au constatat că ritmul actual de încălzire în regiune a fost aproape fără precedent în ultimii 2000 de ani. Apa care se topește poate merge prin fisuri în așa numitele rafturi de gheață, a spus aceasta. Deoarece rafturile de gheață plutesc deja pe ocean, prăbușirea lor nu contribuie în mod direct la creșterea nivelului mării. Dar Abraham a spus că rafturile acționau ca niște dopuri, contribuind la menținerea stărilor de gheață în spatele lor. Topirea ghețurilor contribuie la creșterea nivelului mării, deoarece acestea sunt atașate de pământ. Totuși, este o înregistrare dintr-o singură stație, dar este în contextul la ceea ce se întâmplă în altă parte și este o dovadă mai mare că pe măsură ce planeta se încălzește, vom primi înregistrări mai calde și mai puține înregistrări la rece. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Antarctica și chiar oriunde pe pământ a fost în stația Vestok din Rusia, când temperaturile au scăzut la 89,2 grade Celsius la 21 iulie 1983. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând!